fiecare dintre noi suntem mai mult decât ceea ce pare din exterior, să zic așa. Fiecare artist are ocazia să fie în trending, acolo pe locul 1, cu toate că România deja nu mă mai interesează, să zic așa. Deci dacă nu alegeam strada asta, cu siguranță ajungeam prin pușcărie, știi? Aveam încădrare 15-25 de ani. De ani. Da, visam să fiu bine, visam să am bani mulți, visam să... Să ai o casă mare? Visam să am o casă, pentru că, da, nu aveam nici casă. Știu codul penal mai bine decât mulți avocați din România. De la vârsta aia fragedă, am ajuns la concluzia că nu există prieteni. Adevărați, vorbesc. Tot singur ai rămas și acum? Da. Toți interlopii din România, toți oamenii cunoscuți și influenți și puternici din România sunt ai mei. Pe la spate știu că toți mă arată cu degetul și mă înjură și mă scuipă și țiganul ăsta și pușcăriașul ăsta și nu știu ce. Era vorba despre constituirea unui grup infracțional, proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani. Că eu sunt nevinovat, cu siguranță cine a greșit va plăti. Căsătorit? Nu vreau să-ți răspund la întrebarea asta. Îmi plac curvele mult de tot, maxim. Eu iubesc curvele. Din punctul meu de vedere, n-are niciun rost să mă îndrăgostesc eu și să aduc acasă vreo gagică, să o pun la masă cu mama, cu tata. Eu de obicei nu regret nimic în viața mea. Însă regret că am făcut videoclipul ăsta, fiindcă a avut de suferit leul. Este cunoscut drept regele internetului. A refuzat să mai apară la emisiuni și și-a creat propria lui comunitate pe internet. Fiecare mișcare a lui este analizată. Fiecare videoclip strânge milioane de vizualizări. Tot ce face este relevant. Așa că este relevant și pentru noi să-l punem în oglindă astăzi pe Dani Mocanu. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să te cunosc în primul rând. Aș vrea să știu dacă ești mai mult decât scrie presa despre tine. Cred că fiecare dintre noi suntem mai mult decât ceea ce pare din exterior, să zic așa. Foarte multe nu ți pot spune, fiindcă n-aș mai fi Dani Mocanu, știi? Însă avem stări diferite, situații diferite. Spre exemplu, atunci când sunt acasă lângă copiii mei, da? Trebuie să fiu Dani simplu și atât. Însă atunci când ieșim pe stradă și ne aflăm printre oameni, să zic așa, atunci trebuie să fiu Dani Mocanu. Practic am fost altceva încă de la început. Practic atunci când eu am apărut pe piață, să zic așa, nu prea exista nimeni să cânte genul meu de muzică, da, să zic așa. Și făcând ceva nou pentru România, a fost foarte ușor să ies în evidență de la început, să fiu ceva ce n-a mai existat până la acel moment. Am cântat viața de zi cu zi, să zic așa. Am cântat, mai ales pentru cei de vârsta mea, generația mea, da? Și am preferat să spun lucrurilor pe nume, fără ocolișuri, să zic așa, cum obișnuiesc ceilalți artiști. Cum ți s-a schimbat viața? Ce nu mai faci din ce făceai? Greu. În momentul de față, nu. Nu pot să spun că e greu. L-aș supăra pe Dumnezeu să zic că e greu. A fost greu la început. Însă acum lucrurile vin de la sine, să zic așa, pentru că eu deja sunt un brand și cam orice distribui în mediul online are un impact destul de puternic, să zic așa. Fiecare artist are ocazia să fie în trending, acolo pe locul 1, cu toate că România deja nu mă mai interesează, să zic așa. Dar fiecare dintre artiștii noștri au atins. Majoritatea dintre ei, vorbesc de ăștia care au și un anumit nivel, da?
au atins locul 1 și vor atinge în continuare. Însă atunci când lansez eu, am să fac și o provocare pentru toți, în scurt timp. Am să-i provoc să lanseze în aceeași zi cu mine, la aceeași oră cu mine. Și atunci să vedem rezultatul, știi? O să vreau să facem împreună o întoarcere în timp. Spune-mi prima amintire de acasă. Prima amintire de acasă? Nu știu, sunt multe, stai seama. Mai ales că noi suntem o familie numeroasă și am stat toți împreună, chiar dacă aveam lipsuri, să zic așa, totdeauna era câte ceva interesant de făcut, să zic așa. Amintiri sunt multe, multe. De unde vii ca loc? Din județul Argeș, e un oraș mai micuț, Ștefănești. Da, acolo am și copilărit, de altfel. Cum a fost copilăria ta? Băi, a fost frumoasă. A fost frumoasă. Sincer să fiu, chiar dacă acum am ajuns bine, da? Parcă viața s-a schimbat. Nu mai e la fel de frumoasă ca atunci, să zic așa, știi? A fost frumoasă copilăria mea. Provin dintr-o familie de oameni simpli, da? Care s-au chinuit să ne ofere strictul necesar, da? A fost frumoasă. Chiar dacă am avut lipsuri, să zic așa, pentru că nu totdeauna era roz, da? Dar a fost frumoasă. Mulțumesc de Dumnezeu că a fost frumoasă. Ce lipsuri aveai? Lipsuri mă refer la partea financiară. Da? Pentru că, așa cum am spus mai devreme, mi-e provin dintr-o familie de oameni simpli, da? N-am fost... părinții mei n-au fost milionari, n-au fost... Da? Însă, atâta timp cât ești sănătos, eu zic că atunci ai adevărata bogăție. Când frații tăi sunt sănătoși, când mama ta e sănătoasă, când tatăl tău e sănătos. Și noi am fost tot timpul sănătoși, bine mersi împreună și atunci mulțumim la Dumnezeu. Ai avut vreodată, când erai mic, viziunea sau visul că o să ajungi aici? Da. Visam. Mi-am dorit mult. Eu făceam cu totul altceva înainte. Însă totdeauna am iubit să cânt. Știi? Și speram, visam. Aveam un telefon, dar mi-a apărut atunci, era un Nokia N97, dacă mi-aduc bine aminte. Mi-l făcuse tata cadou și ascultam muzică mereu în căști și mi-imaginam și eu să fiu pe scenă, să cânt, să fiu mare, să fiu cunoscut. Și uite că Dumnezeu mi-a îndeplinit dorința asta, să zic așa. Dar ceilalți au crezut în visul tău? Te-au văzut vreodată aici? Nu. Nu, îți spun sincer, nu. Adică și când le-am spus, bă, o să cânt, mă duc să cânt, o să ajung mare, o să ajung vedetă, o să fie, știi? Nimeni nu credea. Bine, domnule, bine, du-te, mă, bine, știi? Adică nici și din familia mea mă refer, știi? Cum te vedeau ei? Adică ce ar fi trebuit dacă era să rămâi un băiat simplu de la tine de acasă? Cam care ar fi fost destinul dacă nu făceai asta? Ce ar fi urmat să faci? Băi, asta e o întrebare foarte bună, să știi, și am să-ți răspund cu toată sinceritatea, fără perdea, știi? Cred că ajungeam pe la pușcărie. La pușcărie? Da, sunt foarte sincer cu tine. Adică îmi place să... audă fanii mei, urmăritorii mei, cei de acasă, da? Să audă pe bune realitatea. Da? Deci dacă nu alegeam strada asta, cu siguranță ajungeam prin pușcărie, știi? De mulți ani de zile, pentru că provenind din familia asta simplă, am fost totdeauna nevoit să fac ceva, chiar dacă familia mea nu era de acord. Scăpasem de mult de sub control, să zic așa, de la 14 ani, chiar, să știi. Și am făcut diferite activități, prostii, să zic așa, da? Și eu cred că dacă nu apucam tras strada asta, eram de mult în pușcărie. O să vreau să-mi faci cunoștință și mie cu mama ta, uh-huh, cu tatăl, uh-huh, să-mi spui cum îi cheamă. Da. De cine ești mai apropiat? Nu pot să fac separatismul dintre ei, știi? Sunt la fel de apropiat cu amândoi. Îi iubesc la fel pe amândoi. Pentru că fiecare s-a chinuit
la fel de mult pentru noi, să știi. Și n-aș avea cum vreodată să fac, chiar dacă unul s-ar fi chirii mai mult sau, știi, n-aș avea cum să fac. Deci iubesc la fel, la fel. Pe mama mea o cheamă Maria, da? Pe tata Viali, așa îl cunosc toți. Și cam asta este. De acasă cu ce sfaturi ai plecat de la cei doi? Să știi că familia mea e o familie foarte credincioasă, știi? Și în primul rând m-au învățat să-L iubesc pe Dumnezeu. Să-L iubesc pe Dumnezeu, știi? Asta e cel mai important lucru pe care eu îl țin minte, da? Ce l-am avut de învățat de la ei. Restul nu prea le-am luat în seamă, pentru că, așa cum am spus mai devreme, de la 14 ani am scăpat de sub control. Însă Dumnezeu mi-a rămas aici în suflet, știi? Pur și simplu am scăpat de sub control și nu prea mai aveau un cuvânt de spus în fața mea și eu făceam cam ce-mi tăia mie capul, știi? Dar, da, se temeau, îți dai seama, ca orice părinte, cred eu. Acum am și eu copii la rândul meu și cunosc sentimentul, știi? Și, da, îți dai seama, se temeau. Ai fi făcut ceva diferit acum dacă am întoarce? Nu. Timpul? Nu. Nu, și îți spun și de ce. Poate că dacă eram cu minte și liniștit în banca mea, poate că nu-mi dezvoltam atât de mult creierul, să zic așa, mai pe direct, da? Pentru că atunci când treci pe stradă și încerci să supraviețuiești, devii un pic mai matur. Și faptul că eu am fost mai matur, de la o vârstă fragedă, eu consider că m-a ajutat mult în viață. Ce ai făcut la 14 ani? Ai plecat de acasă pur și simplu? Da, eram plecat la un cămin sportiv și apucasem să fur pe acolo, să sparg, să fac fel și fel de prostii, de seama. Te-a prins vreodată poliția? Oh. Da, de multe ori, da. Am o experiență mare, mare de tot cu poliția, să zic așa. Încă de mic? Încă de mic. Prima experiență ne poți povesti când ai intrat în conflict cu poliția? Eram mic, aveam 14 ani. Am dat bani cu dobândă unui coleg care venea de la București de aici. Ulterior, părinții lui i-au anunțat poliția și m-am trezit cu poliția în căminul respectiv. Ne-a luat, ne-a scos în fața tuturor acolo, în sfârșit. Deci era mic. Spune că ai furat? Mhm. Ai avut, te-au și prins furând vreodată? Da, de multe ori, da. Dar n-ai ajuns să faci pușcărie când, sau școală de corecție? Nu. M-a iubit Dumnezeu. Acum nu zic că e un capăt de lume dacă te duci la pușcărie, să nu se înțeleagă greșit. E făcută pentru oameni și asta este. Însă m-a iubit Dumnezeu și m-a scăpat de fiecare dată. A fost lângă mine și a făcut în așa fel încât să existe o portiță undeva, să pot să fiu liber. Știu că am văzut un clip pe TikTok cu tine. Mm-hmm. Spuneai cuiva că acum, pentru că ai ajuns bine, mm-hmm, poți să-i dai înapoi banii pe care i-ai luat. Din portofel, i-am furat portofelul, nu? Dar era adevărată povestea? Păi nu știu, îți dai seama acum că am făcut destule și mulți dintre prietenii mei, ei știu că eu am ajuns Dani Mocanu, mă cunosc dinainte, îți dai seama, și adică nu e exclus că s-ar fi întâmplat să-i fur portofelul, așa cum ai văzut pe TikTok, nu e exclus. Și atunci am preferat să-i fac un video, să-i zic, băi, îți dau banii înapoi, că nu știu. Dar te-a căutat să-i dai banii? Stai seama, mă caută fel și fel de nebuni. Acum eu îți dai seama că nu pot să iau pot în considerare, că vin 2000 la mine, băi, mi-ai furat și mie portofelul. Cum vezi tu, după toate experiențele astea, viața asta de stradă în care tu ai trăit? În care eu am trăit? E un pic
Rece, să știi, e un pic dură, în care nu cred că ar putea să reziste orice puști de vârsta mea, atunci vorbesc. Da. La fel, trebuie să te iubească Dumnezeu și trebuie să ai multă ambiție. Dar ce ai avut tu special de ai putut să reziști? Ambiția. Ambiția. Ambiția că ce? Să ajung cineva. Și pentru ambiția asta ai fost în stare să faci orice? Orice. Am călcat în picioare și am strivit orice problemă și orice dificultate, să zic așa, da? Să îmi ating obiectivul. Că era muzică, că era orice altceva, trebuia să fiu bine. Și ăsta e și mesajul meu pentru cei de acasă, mai ales pentru noua generație, să zic așa, da? Să aibă ambiție. Dacă n-ai ambiție, nu faci nimic. Să nu te oprească nimic. Dar nimic. Dacă există ceva să te oprească, atunci nu. Dar ai avut în viața ta câteva puncte în care ai simțit că nu o să mai ai scăpare? Că... Au fost. Poți să-mi spui măcar unul dintre cele mai importante? Au fost. Am avut o perioadă, să zic așa, în care am suferit mult din cauza faptului că încălcasem legea un pic mai urât. Aveam încădrare 15-25 de ani. De ani. Nu se pot spune infracțiunea făcută, însă încădrarea era 15-25. Și aveau destule probleme împotriva mea. Practic tu erai în arest? Nu. Erai acasă? Eram în libertate. Și erai doar cercetat? Eram cercetat. Aveau destule probleme împotriva mea să mă aresteze, însă la fel, Dumnezeu a intervenit. Și ai scăpat. Da. Dar într-adevăr am suferit și atunci chiar am zis, băi, gata. O să mă schimb. Nu, atunci am zis, băi, gata, s-a terminat. Nu m-am oprit pentru că obiectivul meu încă nu era atins, știi? Nu-mi îndeplinisem dorința sufletului, nu eram împlinit. Și atunci cum să mă opresc când eu sunt amărât, când eu nu am ce trebuie, când mă uit în stânga mea, în dreapta mea și văd că ăla e bine, că X e bine, când văd puști de 18-19 ani cu mașini, cu nu știu ce, cum să mă opresc? De fapt, la asta visai? Da, visam să fiu bine, visam să am bani mulți, visam să am o casă, pentru că, da, nu aveam nici casă, înțelegi? Și n-aveai cum să renunți, nu aveai cum. Dar în drumul ăsta al tău, ai făcut și oameni să sufere? Da. Au fost și Dumnezeu m-a iertat, să știi că Dumnezeu m-a iertat, pentru că atunci când îți pare rău de greșelile făcute cândva, Dumnezeu te iertă, însă să nu mai faci. Dacă o greșeală repetată e o alegere și atunci... Adică și în fața lui Dumnezeu funcționează fix ca la instanță. Dacă instanța e un pic mai perversă și cu mii de scuze față de toate instanțele din România. Instanța e un pic mai... De fapt, nu instanța, legea, să zic așa. Legea e un pic mai perversă în sensul că dacă tu recunoști, beneficiezi de una treia din pedeapsă, dar de fapt ai recunoscut, ți-au pus brățările, știi? Bine, mă, recunoaște că dacă nu recunoști, nu putem să te băgăm la pușcărie. Recunoști, dar nu-ți mai dăm 7 ani, îți dăm 5. Observ o chestie firă la tine. Știi codul penal pe din afară. Știu codul penal mai bine decât avocații.
Vorbesc foarte serios, știu codul penal mai bine decât avocații. Nu decât avocații mei. Nu vreau să-i supăr pentru că iubesc, am o relație cu ei foarte specială, sunt cei mai buni prieteni ai mei, avocații mei, însă vorbesc în general, la modul general, știu codul penal mai bine decât mulți avocații din România. Nu mi-ai spus nici măcar o secundă dacă în tot drumul ăsta al tău ai fost singur. Singurel. Dacă ai avut prieteni? Am avut prieteni, dar... S-au întâmplat atât de multe, atunci vorbesc, când eram mic, da? Încât de la vârsta aia fragedă, am ajuns la concluzia că nu există prieteni. Adevărați vorbesc. Și am fost singurel. Adică mergeam cu tine să fur, să sparg, să fac ceva, să obțin niște bani, dar nu puteam să te consider prieten. Eram doar colaboratori, să zic așa. Colaboram pentru... Tot singur ai rămas și acum? Da. Acum sunt Dani Mocanu. Sunt bine financiar, mulțumesc lui Dumnezeu. Toți interlopii din România, toți oamenii cunoscuți și influenți și puternici din România sunt ai mei, să zic așa, însă niciunul nu mi-e prieten. Pentru că nici eu pentru ei nu sunt un prieten. Și nu o spun să supăr pe cineva sau să deranjez pe cineva, o spun pur și simplu pentru că așa este. Trăim niște momente, să zic așa, mai ales acum, da? În care familia contează cam de la A la Z, să zic așa. Și eu cred că așa a fost de când lumea și pământul. Eu nu cred în prietenie. Există o prietenie, dar până la un anumit punct. Adică, ți-ai dat viața pentru mine? Nu. Dar familia? Familia, da. Sunt convins că fiecare membru din familia mea și-ar da viața pentru mine. Și la fel și eu, în orice secundă, în orice moment, mi-aș da viața pentru fiecare membru din familia mea. Chiar și pentru animalele din curtea mea. Vorbesc foarte serios. Dacă îmi spui că interlopii sunt ai tăi, la ce te referi? Am să folosesc cuvântul prieteni, dar între ghilimele. Da? Există o formă de respect între mine și ei. Formă de respect în sensul că dacă eu am nevoie de ceva, îmi sunt alături, îmi sunt aproape, dacă și ei au nevoie de mine să vin să le fac un program undeva sau pur și simplu să bea un șpriț cu mine, mă îmbrac, mă calz, mă duc acolo, suntem prieteni, suntem, avem o legătură strânsă, să zic așa, da? Un pic mai specială decât cu ceilalți artiști. Însă, cu o barieră, să zic așa, atunci când vine vorba de prieteni, pentru că e un cuvânt greu, prieteni, din punctul meu de vedere. Dar nu e o lume periculoasă? Pentru mine nu. Pentru mine nu e o lume periculoasă, cel puțin în România. În România, până la vârsta mea, cam 29 de ani, nu am simțit pericol nici măcar o secundă. În alte țări, da, sunt într-adevăr mafioți grei, care într-adevăr sunt atât de periculoși încât nu prea e ce căuta cu ei la masă, să zic așa, mai bine eviți. Dar în România suntem departe, nu? În România suntem departe. În România, dacă știi să îți câștigi respectul, să zic așa, da? Poți deveni mai impunător decât ei, la un anumit punct. Decât interlopii? Decât mulți dintre ei, da. În România se poartă cearta pe internet și așa mai departe. Nu, România e departe de mafioți. Nu contest că avem și noi câțiva oameni puternici la nivel mare, însă sunt foarte puțini. Nu știu, dacă sunt 2-3 pe numere. Deci, maxim.
și aia sunt prietenii mei. Videoclipurile tale sunt despre bogăție. Sunt cu bogăție, dar nu doar despre bogăție. Este clar o viață luxoasă pe care tu o afișezi pe internet. Vreau să știu dacă tu, în momentul în care pleci de aici, viața ta cum e? Cum ești tu în momentul în care nu mai ești în lumina reflectoarelor? Nu mai trebuie să fii Dani Mocanu? Cum se spune acasă? Dani. Dani. Cum e Dani de acasă? Va trebui să-ți răspund de la începutul întrebării. Nu, eu nu afișez o viață de lux. Eu afișez în mediul online. Viața de lux pe care și-o poate crea un vagabond, un băiat crescut pe stradă. Iar eu, în momentul când plec de aici, din platou, de la tine, da? Sau când plec de la un eveniment, de la o filmare și așa mai departe, sunt la fel. Sunt la fel. Eu sunt un băiat care s-a chinuit să ajungă bine. Și dacă am ajuns bine, sunt bine. Acasă unde locuiești acum? În același loc în care te-ai născut? Cum s-a întâmplat să nu vrei să pleci de acolo? M-aș dat să pleacă la București sau poate... Știi ce se întâmplă? Toată lumea spune că la București sunt câinii cu covrigi în coadă, să zic așa, știi? Și toți artiștii din țară, din diferite orașe, din diferite comune, sate și așa mai departe, s-au strâns toți la București. Ce să fac la București? E aglomerație, e trafic, agitație, nu-mi place. Am preferat să stau în locul unde am copilărit, să stau alături de familia mea și acolo îmi încarc eu bateriile. Acolo îmi văd eu sufletul împlinit. Să locuiesc acolo și să am tot ce doresc. Te simți în siguranță acolo? Eu mă simt în siguranță oriunde. Nu ai făcut un secret din faptul că ești de etnie romă? Eu vreau să întreb altceva. Ai fost judecat pentru că ești de etnie romă? Ți-a fost mai greu când erai mic sau pe parcursul vieții tale? De multe ori, îți dai seama. Da, de multe ori. Mai ales înainte când eram copil și nu mă puteam impune să zic, băi, nu mă interesează, dar sunt țigan, știi? De multe ori trăim în România și... Ce ți se spune atunci? Nu pur și simplu că ți se spune, adică nu neapărat că ți se spune în față, băi, ești țigan. Dar erai marginalizat în tot ce... În tot ce făceai, erai marginalizat. Da. Și din păcate și acum, cred că e la fel. Nu s-a schimbat nimic. Te simți și acum marginalizat? Acum sunt Dani Mocanu. Toată lumea mă iubește și mă respectă când mă vede, știi? De la spate știu că toți mă arată cu degetul și mă înjură și mă scuipă și... țiganul ăsta și pușcăriașul ăsta și nu știu ce. Însă important e că atunci când mă întorc e bine. Aș vrea să vorbim despre un dosar pe care l-ai avut după ce ți-ai început cariera în muzică, la 19 ani. Este vorba de anul 2017. Problemele tale legale, tu spuneai cumva că au fost de dinainte, da. Dar prima mare problemă aveai să o ai cu DICOT-ul. Îți aduci aminte acuzația pe care ți-a adus-o atunci DICOT-ul? Da. Era vorba despre constituirea unui grup infracțional. Bun. Proxenetism. Trafic de persoane. Și spălare de bani. Acuzații destul de serioase, destul de grele. Da. Cu o încadrare destul de serioasă. Însă... anii au trecut, eu sunt aici pe canapea. Dosarul nu e terminat, să zic așa, da? Și la fel cum am spus în prima zi când am fost reținut, spun și acum după ani de zile că eu sunt nevinovat și am toată siguranța că se va termina bine. Cu siguranță cine a greșit va plăti. Tu acum dosarul încă l-ai pe rol? Da. El nu este finalizat? Nu. Și oricând, practic, tu poți să suferi după acest dosar?
Nu eu. Ai putea să-ți pierzi oricine, libertatea? Oricine a greșit în acest dosar își poate pierde libertatea, da. Pentru că mi se pare firesc să plătești dacă ai greșit cumva. Eu stau liniștit pentru că până la urmă se va termina totul cu bine. Am încredere în, nu în procuratură, să știi, deci nu în procuratură. Majoritatea procurorilor nu prea au scrupule, să zic așa. Iar pentru a-și atinge anumite obiective, pentru a mai câștiga o medalie, să zic așa, da? E în stare să calce pe cadavre. Cu mii de scuze față de toți procurorii din România, nu vreau să deranjez pe nimeni, însă ar fi mult mai corect să îi prindă pe cei care pe bune au greșit cu ceva în viață. Dar crezi că versurile melodiilor tale ți-au îngreunat relația cu autoritățile? Da, da, se poate. Se poate, da, se poate, mai ales că am dat mereu un ei, să zic așa, între ghilimele, da? Și da, e posibil să-i fi deranjat atât de tare încât să zică, ia el mă, țigarul ăsta ce face, cântă ăsta non-stop pentru împotriva sistemului și așa mai departe, ia dă-i puțin cu el, știi? Dar nu mi se pare normal, nu mi se pare corect, știi? Cât ai stat în arest? 24 de ore. O perioadă scurtă, dar presupun că îți aduce aminte fiecare... Fiecare secundă. Cum a fost experiența? A fost foarte urâtă și îți spun și de ce. Dacă eram singur, era mult mai bine. Sau cel puțin cu, nu știu, cu un străin. Am fost închis cu fratele meu mai mare. Fratele tău ai fost tare? Da, în aceeași cameră. Și atunci e greu. Atunci e greu. Deci atât pot să spun. Mai mult n-am ce să... Deci e greu. E foarte greu și nu-ți pot spune în cuvinte ce simți atunci. M-aș fi bucurat să fi fost singur. Și de fiecare dată când ar fi nevoie să trec printr-o suferință, printr-o problemă, m-aș bucura și mereu i-am cerut Dumnezeu, Doamne, trimite-mă pe mine în problema asta, pentru că eu o duc. Dar doar pe mine, atât. Vezi tu, era... Mi-aduc aminte că fratele meu era supărat rău tot și îmi spunea că nu e posibil așa ceva. Deci el, pe bune, nu cunoștea pe nimeni de acolo, din tot grupul. Erau 20 ceva de persoane în arest, da? Pentru fapta respectivă și el nu cunoștea pe nimeni. Deci, practic, nu cunoștea pe soi. Ta la mine și îmi spunea, bă, nu cunosc pe nimeni, ce e cu ăștia, ce... Și îți dă seama că era o durere, nu? Era o durere. Da. Eu... Mai știam pe câte unul dintre ei, că le-am mai cântat, ne-am văzut de câteva ori. Însă el nu cunoștea pe nimeni. Și îți dai seama că era confuz, total confuz. Dar totuși, după 24 de ore, cum tu spuneai, da. Aveai să fii liber iar. Primul lucru pe care l-ai făcut în libertate, te-a așteptat cineva? Da, mă știu de familia mea. Și aici revin din nou la subiectul de mai devreme, că nu există prieteni. Familia. Familia mea a fost alături și ei m-au așteptat. Eram fericit și pur și simplu eram convins că s-a terminat cu problema respectivă. Am zis, păi dacă am ieșit după 24 de ore acum, înseamnă că judecătorul a înțeles că noi nu avem nicio legătură. Aș vrea să subliniez faptul că la acel moment doar noi am fost eliberați, da? Iar ceilalți au rămas. Asta e un punct foarte important. Vreau să lămurim un lucru. Printre acuzații se afla și traficul de persoane. De persoane. Ba mai mult, eu mi-aduc aminte că la un moment dat se vorbea despre tine cum că ai fi un fel de lover boy și că, practic, videoclipurile tale ar fi fost folosite pentru a atrage fete și a fi, cumva, folosite mai departe în traficul de persoane. Vreau să lămurim. Am să-ți răspund la întrebare.
Exact cum am răspuns în fața instanței la acel moment. La acel moment am depus documente în fața instanței care au arătat faptul că eu am câștigat aproximativ 500.000 de euro legal la acel moment și am să-ți răspund la fel. Dacă eu până la acel moment câștigasem atâția bani legal din muzica mea, de ce ar fi fost nevoie să-mi complic eu viața să iau fete, să le bag în videoclip, să câștige notorietate, iar apoi să le dau mai departe către anumiți proxeneți, să zic așa. De ce ar fi fost nevoie să-mi pun eu libertatea mea în joc, dacă eu deja eram bine? Așa cum am spus mai devreme, da, e nevoie să faci în viață multe, mai ales în România, unde nu te ajută nimeni, unde statul ți-a tot, unde alocația e cât salariu, da? E normal să faci diferite activități din care să câștigi bani atunci când nu ai, dar atunci când ai și ești bine. Asta încerc să spun. Eu deja câștigasem 500.000 de euro. Din punctul meu de vedere e normal. Pentru că... Deci pot să fiu criticat acum, pot să fiu înjurat, indiferent de ce vor spune cei de acasă, eu am să spun adevărul și ceea ce simt. Din punctul meu de vedere e normal să faci atunci diferite activități, să zic așa, să câștigi niște bani, să câștigi un ban pentru tine, pentru familia ta. Dacă tu nu te ajuți, cine să te ajute? Cine să te ajute? Că pe ăștia mari ne vor să ne angajăm, da? Să vedem doar în față precum un cal și să avem toată viața noastră un serviciu în care câștigăm 2.000-3.000 de lei pe lună, din care nu reușești să plătești nici utilitățile. De acuzațiile astea de la Vârboi au venit din gura cuiva sau a existat doar un zvon? Băi, pur și simplu, asta a fost acuzațiile domnului procuror. Dar au fost niște fete care au declarat lucrul ăsta? Ulterior, da, există și niște fete care au dat anumite declarații la momentul respectiv. Da? Dar nu știu cât vor fi luate în considerare, să știi. Sunt în același dosar care este pe rol acum? Da, da. De câți ani este instrumentat? 4 ani. De 4 ani de zile. Dar spui că ești optimist în privința. Absolut, absolut, absolut. Repet, dacă eram vinovat, încă din prima zi nu eram eliberat. Sunt un om bogat pentru că am 3 fetițe acasă. 3 fetițe acasă care mă așteaptă cu brațele deschise mereu și super fericite. Am o familie frumoasă. Aici văd eu adevărata bogăție. Iar vorbind pe partea financiară, da, sunt bine. Mulțumesc de Dumnezeu. Câți ani au fetele? 9 luni. 9 luni de zile? Da, 9 luni de zile. 2 ani și 8 luni și 6 ani. Au aceeași mamă? Ești căsătorit? Nu vreau să-ți răspund la întrebarea asta. Am înțeles. Nu sunt căsătorit, dar nu vreau să spun mai departe. Familia ta toată acum, știu că ai o casă foarte mare pe care ai construit-o. N-am construit-o eu, au construit-o părinții mei. Știu că toată lumea cumva a prezentat la televizor faptul că erau niște lei. Acolo stați cu toții? Acolo ai familia foarte aproape? Mama trăiește cu tine acum? Ai o relație bună cu ei? Da, 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 suntem toți împreună. Așa ne-a plăcut mereu și, bine, cred că așa suntem în general, noi țiganii. Să zic așa. Da, locuim toți împreună, e o casă destul de mare. Inclusiv mama fetițelor? Nu. Aici nu. Deci, practic, mama ta are grijă de fetițe? Mama mea are grijă de fetițele mele, da. Mama mea are grijă de
tot ce înseamnă casă. Și fetele își văd mama? Da, da. Nimeni nu interzice să-și vadă copiii. Nu? Din punctul meu de vedere, poți să ai 100 de femei, să ai copii cu fiecare dintre ele. Că relația merge sau nu merge, e una. Copilul e altceva. Nu poți interzice nimănui să nu-și vadă copilul. E foarte simplu. Este foarte importantă legătura cu fetițele, pentru că știu că la un moment dat ai fost acuzat de faptul că nu respecti femeile. Uh-huh. E vorba despre un videoclip pe care tu l-ai avut. Da, da. Se numea Curva. Da. Respect sau nu femeile, Dani? E o întrebare bună, e o întrebare bună, bună, bună. Acum depinde de femei, să știi. Sunt două categorii de femei din punctul meu de vedere. Și anume femeile care într-adevăr duc o viață normală, își respectă familia, își respectă partenerul, da? Și atunci da, acele femei merită tot respectul. Te-ai căsătorit vreodată? Niciodată. De ce nu te-ai căsătorit? Nu. Am urât toată viața mea să mă îmbrac în costumul ăla și să mă văd, nu știu, nu, niciodată. Dar femeia de care ar trebui să te îndrăgostești, cum ar trebui să fie? Dacă îmi puneai întrebarea asta acum 10 ani, îți răspundeam să fie simplă, să fie... În sfârșit. Acum, după ce am avut toată România, am avut atâtea gagici și nu doar în România. Știi cum e? Devii un pic mai pretențios, dar involuntar. Deci involuntar, da? Nu știu. E greu să... Și de la fata simplă de acum 10 ani, am ajuns acum, după 10 ani. Cum ar trebui să fie? Nu știu, pur și simplu, nu știu, putem să vorbim deschis așa? Sigur. Da? Oricum, emisiunea va fi dată online. Da. Îmi plac curvele mult de tot, maxim. Eu iubesc curvele. Și da, îmi place o curvă din aia frumoasă, știi ce zic? În sfârșit, bandită, să știe să te... Da, ai duce-o și acasă? Unde ai cele trei fetițe? Nu. Nu, niciodată. Și acasă, totuși, ai căutat tot o fată simplă ca acum 10 ani? Da, acasă nu am nevoie de nimeni. Deci acasă nu duci nicio femeie? Nu, acasă sunt fetele mele, familia mea, mama mea, părinții mei, frații mei. Acolo e un loc mai sensibil, să zic așa, unde nu poate fi atins, să zic așa, da? Că mă îndrăgostesc eu, mă îndrăgostesc în afara porții, în afara curții mele. Știi ce zic? Pur și simplu vreau liniște în familia mea. Fetele mele vreau să crească liniștite, să aibă o educație bună și specială. Da? Și nu, din punctul meu de vedere, n-are niciun rost să mă îndrăgostesc eu și să aduc acasă vreo gagică, să pun la masă cu mama, cu tata, cu copiii mei. Nu, eu mă îndrăgostesc, m-am îndrăgostit de N ori și am să fac continuare, dacă va fi să fie, dar în afara curții mele, în afara... Curții. Da. Într-un moment din anul 2020, când toată lumea se oprea în loc, toate televizoarele aveau să vadă un leu rănit, toată țara, de la primul până la ultimul comentator, aveau să ia pe toate părțile o imagine cu un leu rănit. Cum a fost scandalul ăla cu adevărat? Îl regreți? Ai mai luat leu respectiv în videoclip? Știi de ce îl regret? Eu de obicei nu regret nimic în viața mea. Însă regret
că am făcut videoclipul, videoclipul ăsta fiindcă a avut de suferit leul. În ce sens a avut de suferit? S-a făcut mare tantam că domne a fost maltratat leul, că a fost sedat, că nu știu ce. De fapt era lovit, era mușcat de tatăl lui, da? Trăia împreună cu familia lui, să zic așa. A fost puțin tăvălit de tatăl lui, da? Am filmat, nu mi-am dat seama că dacă îi se vede rana pe picior, se ajunge la ce s-a ajuns, da? Iar apoi a avut de suferit el, în sensul că au venit autoritățile, l-au luat, l-au închis într-un beci, au zis că au făcut mare realizare, că au realizat cine știe ce, da? L-au luat și de fapt ce au făcut? L-au închis într-un beci, da? La o grădină zoologică din Târgoviște, unde a stat săracul cu 2-3 săptămâni pe acolo chinuit, fără mâncare, fără apă. Păi mai rău l-au chinuit ei decât l-am chinuit eu. Eu nu l-am chinuit, pentru că el practic așa a crescut cu noi, cu oameni, cu... Da? Și din punctul ăsta de vedere mă regret pentru faptul că a avut de suferit el, leu, 2-3 săptămâni când a stat pe acolo închis. Cei de acasă pot vedea, de fapt toată lumea știe, dar cred că este și vizibil pe fața ta, că ai o relație specială cu Dumnezeu. Spui că ai venit cu credința de acasă. Nu e ceva ce ai descoperit pe parcurs. Nu. Alt lucru vreau să te întreb. Știu că la un moment dat ai făcut o postare și ai anunțat că nu vei mai cânta, te vei opri din această activitate și cumva îți vei dedica toată viața și tot ce va avea să vină în numele lui Dumnezeu. Ți-aduci aminte cum ai luat decizia asta? Da, sigur că da. Așa cum am spus, am plecat de jos, am ajuns să am tot ce-mi doresc, tot ce-mi dorește sufletul și am considerat că e nevoie să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Dacă ani la rând a fost lângă mine și ani la rând mi-a fost aproape, nu? Fără să am pe altcineva. Da? Și am considerat că e nevoie să fac și eu ceva pentru el. Și am făcut o promisiune, că voi aduce 3, 4, 5 suflete pe calea lui. Pe calea care sunt eu cu Dumnezeu, da? Și așa cum am învățat eu de la părinții mei de mic, da? A durat 6 luni de zile. Am adus aceste suflete acolo unde i-am promis lui Dumnezeu. Iar apoi mi-am reluat activitatea mea. Deci, practic, nu a fost vorba despre o renunțare pentru totdeauna la muzică? Nu. Un fel de a te pocăi? Nu, pocăința nu înseamnă să renunți la activitatea din care tu îți câștigi existența. Pocăința nu înseamnă să renunți la serviciul tău, la munca ta, la locul de unde câștigi un ban, nu? Pocăința o ai în sufletul tău. Fiecare dintre noi avem o anumită legătură cu Dumnezeu, indiferent de religie, și eu cred că pocăința nu e o religie, pocăința e o expresie, să zic așa, da? Care o poți folosi în toate religiile. Pocăința e iubirea ta față de Dumnezeu. O căință. Da. Te întreb pentru că cei care au văzut mesajul tău sau mulți din cei care se pocăiesc spun că, practic, religia te-ar obliga să-i cânți doar lui Dumnezeu. Nu, exclus, nu. Astea sunt concepții vechi, greșite. Am stat de vorbă cu un pastor mai în vârstă și foarte cunoscut, chiar și în America. Și el a fost singurul om care mi-a spus în felul următor. A spus: Dani, Dumnezeu nu-și cere să renunți la muzică. Dumnezeu își cere să-L iubești, să-L respecti și să nu uiți în viața de zi cu zi că El e lângă tine. Fă-ți muzica ta, într-adevăr îl superi atunci când tu cânti, gen cum a fost melodia aia, curva, care, domne, poate am dat prea rău în femei, să zic așa, sau poate zic de nu știu ce dușman până într-o melodie, că e nu știu cum.
cântă puțin mai spălat, să zic așa, da? Fii mai selectiv în text, da? Cântă și fă-ți treaba liniștit. Dumnezeu te iubește. Și atunci am considerat că pe bune nu e un păcat să cânti. Chiar nu e un păcat. Există o vorbă că oamenii care pleacă de foarte jos, oricât de mult s-ar îmbogăți, noaptea tot se culcă cu frica de a nu sărăci. Da, există vorba asta? Da. Nu știam. Îți e frică să nu ajungi iar sărac? Nu. Din punctul meu de vedere, un om sărac, pe un om care are probleme de sănătate, nu are o mână, nu are un picior, nu are un copil sănătos, ce înseamnă să sărăcesc acum? Dacă ne referim la partea financiară, să pierd toți banii pe care i-am strâns? Ok, pierd toți banii pe care i-am strâns. Rămân cu fetițele mele, rămân cu familia mea, da? De ce spun asta? Crescând mi s-a schimbat un pic mentalitatea, da? Așa văd eu bogăția acum. Mulțumim mult că ai venit. Cu mare drag, cu mare drag. Îți mulțumim mult pentru că ai vrut să ne spui povestea. Până la urmă, povestea trebuie ascultată și nu judecată. Asta am învățat și astăzi și de la Dani Mocan. Fiecare vizualizări, multe sau puține, experiența lui de viață poate să schimbe și destinul altora de acasă. Vă mulțumim!